de grup. Hai să punem niște pene ceva, să împingem cu pene. Vorbiți cu organele abilitate, deocamdată nu se pot da informații, dar vorbiți cu polițiști. Păi eu sunt lovit, dar nu pot să vorbesc înaintea polițiștilor, vă rog frumos, da? Dar nu pot să vă spun fără polițiști, vă rog frumos. Domne, sunt implicat în accident. Să începem cu ăla mai mare. Probabil ăla din față, din spate, nu știu, n-am frânat, putea să ar cunoaște frânul, dar în fine era coloană, nu știu care a fost treaba. Să vă încercați să depășească? Nu pot să știu nimic, de ce să vă spun dacă nu știu? Nici nu sunt în stare să știu ce să vă dați seama ce e aici. Busitură și pe aia am văzut lumea alergând, atâta tot. Și am coborât ca să ajutăm. Nu, n-am văzut. Se mergea normal, nu știu ce s-a întâmplat. Am fost solicitați pentru scoaterea a două victime încarcerate. Am acționat cu utilajele specifice descarcerării din dotare. Pe DL72, pe raza localității Dumbrava, s-a produs un accident rutier soldat cu vătămarea corporală a 3 persoane. În accident au fost implicate 3 autovehicule. Urmează să stabilim cauze și împrejurările producerii accidentului. Ce ați găsit la fața locului? Victimele erau încarcerate, a durat cam o jumătate de oră, 13 minute scoaterea lor. Erau echilibrate hemodinamic, în afară de fracturi ale membrelor inferioare sau superioare, depinde. Nu s-au constatat alte leziuni, viața se pare că nu este amenințată. Au fost transportați de urgență la Spitalul Județean, o victimă cu ambulanța, cu o mașină ambulanței Dâmbovița, cealaltă cu o mașină a serviciului SMUR. Și sunt preluați și îngrijiți de medicii serviciului cu